Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. În această dimineață vom vedea un material special făcut de colega noastră, Carmen Mandiș, cu președintele celor de la Hermannstadt, Iuliu Mureșan. Domnul Mureșan va vorbi despre toată cariera sa de conducător, o carieră ce se întinde, cred că, peste 15 ani în Liga 1. Este unul dintre oamenii care a înființat, practic, CFR-ul modern, l-a adus din ligile inferioare până în competițiile europene, dar mai multe ne va spune colega noastră Carmen Mandiș, care este alături de noi în studioul ProSport Live. Bună dimineața, Carmen! O să fie foarte interesant să descoperim povești de când CFR nu avea nici măcar, nu știu, tribune, gazon, niște amintiri cu echipe din străinătate. Când au venit, spunea domnul Mureșan, întrebau, a, ăsta e terenul de antrenament? Nu, aici o să se joace meciul, adică nici nu puteau concepe cluburi de talie. Când ai avut primul contact cu Iuliu Mureșan? Mă refer din poziția ta de jurnalist. 2007, cred, da. În acea perioadă, când a început CFR-ul să câștige titluri pe bandă rulantă, s-a dat drumul la petreceri. Mergeam și eu de la televiziunea unde lucram atunci, la 2 săptămâni eram pe la Cluj. Și am descoperit pe lângă acești conducători cu... Cine mai era atunci în proiectul inițial pe lângă Mureșan și sigur finanțatorul Arpad Pașcanii? Îți mai aduce aminte? Era domnul Andone, dânsul a fost artizanul celor mai importante momente de început așa pe la Cluj și bineînțeles toți acei străini care au explodat și au... Și fost... mulți români, mi-au cam și de Panin, da, și așa mai departe. Da, sigur. Care acum sigur. E director sportiv la... Și Minteoan, da, Minteoan. Foarte mulți. Mureșan. Anca. Fost... Deci au fost niște momente senzaționale. Mm-hmm. Era acea echipă, țuț, cum spunem noi românii, zbârnăiau. Și sunt foarte interesante poveștile domnului Mureșan în ceea ce privește evoluția dânsului. A spus că nu mă pricepeam la fotbal. M-au luat din spital și haideți să ascultați, să vedeți. Da, haideți să vedem poveștile din cariera lui Iuliu Mureșan, după care revenim. Cum ați defini relația pe care o aveți cu Vasile Miriuță? Vă aduceți aminte de prima dată când l-ați căutat? Între timp au fost suișuri, coborâșuri, nu știu, v-ați mai supărat, v-ați mai... Nu, niciodată nu ne-am supărat cu Vasile, pentru că suntem doi oameni realiști, ne respectăm, suntem prieteni de mulți ani, provenim din aceeași zonă, eu din Baia Mare, el din Baia Spre, la 10 km, și iar un amănunt interesant, mama lui a lucrat într-un loc de muncă unde o mătușă de-a mea era șefă. Deci, ați descoperit asta? Da, am descoperit cu fotbalul după ce... Dar și înainte, când Vasile s-a lansat în fotbal, știam că mama lui a lucrat acolo și poate și asta ne leagă, pentru că avem aceleași origini. Deci ungurul Miriuță, cu cetățenie și maghiară, este un român 100% și îi place să stea mult mai mult în România decât în țara vecină și de aceea caută și profită de orice prilej de a antrena și de a fi cât mai mult în România. Și acesta este un lucru pentru care îl apreciez. Deci noi am colaborat foarte bine, acum e a patra oară și niciodată nu ne-am supărat, nu ne-am certat. Din potrivă, de exemplu, a doua oară la CFR, când eram în insolvență, tot așa se punea problema dacă o luăm în jos sau în sus. Și noi am luat-o în sus cu Vasile atunci și am câștigat, de exemplu, în insolvență Cupa României, după cum bine știți, într-un meci memorabil cu Dinamo și am terminat și pe locul 4 în campionat. Și un pic a lipsit să fim chiar și pe locul întâi puteam să fim. Ceea ce a fost bine. Deci am avut treabă bună. Împreună suntem foarte compatibili și de certat și de jignit niciodată nu ne-am jignit și nu ne-am certat și nici nu cred că o să o facem. Într-un top al antrenorilor cu care ați colaborat dumneavoastră personal, unde s-ar situa dânsul? Ați avut ceva nume pe listă? Am avut nume, dar eu l-aș... Care au fost și surprizătoare la momentul respectiv pentru România. Sigur, am avut, da, acum a fost, de exemplu, Mandorlini, a fost, bine, Andone, cu care am câștigat un titlu 100% și al doilea l-am chemat să ne ajute, că echipa nu prea mai mergea bine și eram în pericol să pierdem în locul întâi și l-am adus în ultimele, nu știu, 7 etape. Dacă mi-au aminte și am luat al doilea titlu în 2010 cu Andone, dar a fost și... A avut atunci și dânsul o problemă. Era puțin supărat cu schimbarea?
Mă rog, eu ca și conducător am fost activ și mi-am făcut treaba și normal că fiind conducător am mai și supărat pe unii alții, dar eu am avut un singur scop și un singur gând, locul întâi. Ăsta a fost țelul meu, nu în fiecare an l-am obținut, dar l-am obținut totuși de 4 ori, să zicem cel puțin, de 4 ori și un pic. Deci, dar azi cu domnul Andone lucrurile sunt în regulă? Da, sigur, păi eu nu i-am făcut niciun rău lui Andone, dar acum antrenorii vin și pleacă, uneori pleacă ei, alteori ne înțelegem și ne despărțim. Se întâmplă de multe ori niște lucruri între antrenori și echipă și atunci trebuie să iei măsuri. În general, problemele nu sunt, nu schimbă un antrenor când treaba merge foarte bine, când nu merge și atunci, sigur că trebuie să cauți soluții și un restart, un reset la echipă îi prinde bine. Deci asta e, suntem conducători. Câți vă mai sună din... Asumăm. Câți vă mai sună din antrenorii care ați colaborat așa de drag să vă mai întrebe de sănătate? Mă sună, de exemplu, unul dintre cei care mă sună și îmi dă mesaje și vorbim de mai multe ori pe an este Toni Consesau, care este una din feblețele mele ca antrenor. Practic noi l-am cunoscut chiar la primele mele drumuri în Portugalia, când mi l-a prezentat cineva, încă nu lucram cu Răzvan Zanfir, și mi-a fost așa un sfătuitor și un scouter și nu l-am niciun jucător fără să își dea ok-ul sau să-mi recomande. De exemplu, așa l-am adus pe Caldu, pe Manuel José, pe primii jucători care au venit atunci în România și acea divizie portugheză cu care am făcut senzație la început și performanță mai ales, au fost majoritatea aduși cu acordul lui și sub ok-ul lui, că era pentru mine foarte important. Și am rămas și cu el în relație și am lucrat de 2 ori, deci cu el vorbim. Și acum, eu am fost în discuții la un moment dat să-l aducem la Sibiu, dar era foarte avansat, era înainte de a semna contractul cu Naționala Gabonului și mi-a spus, nu te supăra, dar dacă semnezi un contract bun, dacă nu vin. Și am stat până când... Oferă Naționala Gabonului... Și am stat până când mi-a confirmat că semnează acolo, în câteva zile, și atunci am avut o altă variantă, bineînțeles, apropiată mie și de sub, pe Vasile Miriuță, normal. Dar și Vasile era încă sub contract la Kishvard și așa mai departe. Deci, de obicei, când se lănțuiesc, așa se alinează stelele, atunci poți să-l aduci pe cel pe care îl vrei. Uneori nu se alinează stelele și aduci un alt antrenor, pentru că cel pe care l-ai vrut, nu, din diverse motive, nu poate să vină. Dacă vă întoarceți în timp, vă amintiți exact momentul în care ați decis să vă alăturați proiectului CFR Cluj? Ce făceați dumneavoastră atunci? Unde era echipa atunci? Și cum ați luat această decizie de a vă schimba profesional drumul, nu? Păi pot să spun că nu am luat eu decizia, deci e un lucru ciudat și ăsta. Eu am terminat facultatea de medicină, sunt medic primar de medicină internă și la un moment dat, convins de Arpi Pascani, am renunțat la medicină și am ieșit cu el cu totul alt domeniu al afacerilor. Erau afacerile imobiliare la început și asta am făcut. Am ieșit cu Arpi, mi-am dat demisia din postul bun pe care aveam și am renunțat și la medicină. De unde știa dânsul că o să aveți flair la imobiliare? Nici el nu știa atunci că la flair la alea știa că am, pentru că ne cunoșteam bine și, să zicem, el a văzut mai bine niște lucruri în mine decât le-am văzut eu. Și deși era mult mai tânăr ca mine. Și am ajuns să lucrez cu el în acest domeniu, după aceea tot așa ca director de la firmă de-a lui am ajuns și în București, în perioada aceea prin 99-2000 și în 2001 când s-a hotărât să ia echipa, m-a rugat, uite, pentru că firma la care eram eu director devenea acționară la clubul de fotbal CFR, mi-a zis, te rog, trebuie să fii neapărat în Consiliul de Administrație și tu gestionezi banii și în tine am încredere și tu ești garantul pentru mine că banii se vor cheltui cum trebuie și nu altfel cum se mai auzea. Dar de fotbal erați pasionați ambii atunci? El era și eu nu. Deci el era foarte pasionat, că de aceea a luat echipa
și eu nu. Dar de altfel la mănunt. Eu aveam o casă într-un loc foarte frumos în pădure, în Făget, lângă Cluj. Și fiind așa pasionat de fotbal, Alpi, și plăcea mai ales fotbalul german, el a stat și în Germania cu familia, au avut firmă acolo de construcții. A adus o antenă și cu o cartelă, așa cum ați minte, era o televiziune de asta Pay TV Premier și ne-am pus cartela și ne uitam în fiecare weekend, stătea la mine și dormea la mine de multe ori și ne uitam la meciurile din Bundesliga, dar nu numai, ca pe acel post se transmiteau meciuri de Europa și din... Da, și la noi nu prea se... Atunci nu era așa, încă nu erau aceste sisteme. Asta vorbesc încă la nivel de anul 96-97, deci înainte de a lucra cu Alpi, încă profesa medicina, da, și era Pro TV, exact. Și așa am ajuns să ne uităm la fotbal, fotbalul la acel nivel mi-a plăcut întotdeauna și echipa națională, dar la echipele de club mai puțin mă uitam eu românești la fotbal pe vremea aceea și așa a ajuns Alpi, uite, ești omul meu de încredere, trebuie să fii în Consiliul Administrației, nu trebuie să te ocupi tot de firmă, dar mergi și controlești orice cheltuială fără semnătura ta, nu se face, asta a fost ideea. Și am intrat, am început în Liga 3-a. La CFR în Liga 3-a și eram, ții minte, pe locul 6 în Liga 3-a când am început. Și după o lună și ceva, cine era președinte, cineva din partea regională CFR Cluj, l-am rugat să vină mai mult la club, să stea mai mult la club, pentru că nu venea așa des la club. Mi-a spus că nu poate, că era șef de serviciu personal al regional CFR Cluj și că nu poate mai mult. Și atunci am propus, uite, ce salariu ai acolo? Uite, atât. Eu zic că îți dau de 3 ori mai mult. Și te rog să vii să lucrezi numai la club. După 2 săptămâni, omul că s-a gândit, dar îi se pare mult mai sigur și liniștitor pentru familia lui să rămână la stat și a refuzat. Și și-a dat și demisia. Și ne-am pomenit că nu mai aveam președinte și cine să se ocupe efectiv de activitate. Și atunci... Tot Alpi mi-a zis, ocupă-te tu până la vară, asta era cred că în februarie, nu mai țin minte, februarie 2001 parcă, și ocupă-te tu până la vară și până la vară găsim pe cineva. Și așa m-am ocupat că am promovat de pe locul 6 până la finalul sezonului, până în iunie, deci în 3 luni am promovat, în 4 luni, și după aceea divizia B de 2 ori și Liga 1 și am rămas și așa am ajuns cu ghilimele de rigoare, specialist în fotbal. Și acum pot să zic că e principala mea pasiune și preocupare, chiar îmi place fotbalul. Dar la început și mai ales la nivelul acela, sincer, nu mi-a prea plăcut. Dar ați devenit invidiați de mulți, știu că este greu, dar v-ați putea? În afară, deci n-am avut legătură cu fotbal, n-am jucat fotbal, chiar n-am avut nicio treabă. Nu știam nici regulamentul la început, am citit, am tot discutat cu oameni de... Țin minte, am o poveste foarte simpatică și merită să o spun. Ne-am gândit cu Alpi de la cine să învăț ceva fotbal, să cunosc niște lume. Și cine era mai la îndemână? Bistrița Neajan. Și găsesc o relație prin Nelu Horoba, că e simpatică povestea, și facem o întâlnire cu Neajan. Merg eu de vinerea la Bistrița, ei aveau acolo o cabană lângă Bistrița unde... Își făceau protocolul, m-au invitat acolo, am și dormit acolo. Grătare, un șpriț Neajan era renumit pentru protocolele și pentru faptul că era o gazdă bună și era un om bun. Dumnezeu să-l ierte, eu am ținut mult la el. Și stăm așa și seara, după ce am băut niște pahare de vin, zice Neajan, Iuliu, îmi place de tine, cred că o să faci treabă în fotbal. Și zice, uite, pe chestia asta, hai să, cum se spune la noi, dar să bem servus, adică să ne spunem până, să facem per tu. Și zic, eu bine, luăm un par de vin, îl bem până la fund, că așa se face, și zice Neajan atunci, uite, eu o să spun ție Iuliu și tu poți să-mi spui mie Neajan. A fost foarte drăguț, nu e niciodată, a fost așa, am povestit-o de multe ori. Deci eu, ne-a făcut per tu, eu spunând din Neajan, cam asta a fost. Adică mi-a arătat cam care e locul meu și care e locul lui. Ați avut prin această întâlnire cumva șansa să vedeți și partea așa mai, să nu fie fără lipsă de respect, mai șmecher așa fotbal, adică ați putut să vedeți alte lucruri care să vă ajute în viitor să gestionați alte situații? Nu știu dacă m-a învățat Neajan șmecherii, le-am învățat singur dacă le-am învățat, dar ce am făcut, în schimb, ne-a dat imediat jucători. Pentru că Bistrița e echipă de Liga 1 și noi de Liga 3-a și în acea vară, după ce s-a terminat
după ce am promovat din a treia la a doua, ne-a dat vreo 4 jucători, după anul următor vreo 5, printre care pe Minteoan, pe Coroian. Deci ne-a dat jucători buni, care pentru noi au fost un mare salt calitativ. Erau jucători cu experiență, cu nume în fotbalul românesc deja și... Dar cum i-a convins? Cum i-a convins? Păi, după acea discuție și ne-am mai întâlnit cu Neajan și cu Nelu Horoba, am ajuns să colaborăm, să fim într-o relație și bineînțeles că jucătorii au fost transferați. Păi au venit pentru că au înțeles potențialul economic al clubului CFR de atunci și plus că i-au convins Neajan. Și cu asta a fost de fapt ajutorul care ni l-a dat, că în primele două sesiuni de transferuri am adus în total vreo 7-8 jucători de la Bistrița, care am reușit să promovăm și să jucăm după aceea și în Intertoto în 2005, după ce am promovat și așa mai departe. Deci erau jucători foarte, foarte buni, cu experiență de Liga 1. Și atunci când vrei să promovezi dintr-o ligă inferioară într-o ligă superioară, trebuie să ai cât mai mulți jucători din Liga superioară în care vrei să ajungi, că atunci ai șanse mai mari, altfel e greu. Și asta am învățat de la început și de la Neajan. Vrei să promovezi din Liga 2, trebuie să ai măcar 5-6 din titulari care au jucat în Liga 1. Și e foarte corect principiul acela, e adevărat și valabil și acum. E vreun moment de care vă aduceți aminte așa, nu sunt multe, da, performanțe pe care le-ați obținut la club, spuneți că ați început de la zero, dar care e acela pe care l-ați asimilat cel mai bine reușitelor dumneavoastră la CFR? Cel mai drag? Poate e momentul în care ați răzbit? Păi, sunt lucruri care mi-au marcat și mie existența și mi-au plăcut și mi-au aminte cu plăcere. Și sunt mai multe, nu e numai un moment. Deci un moment foarte frumos a fost momentul promovării. La noi toate au fost în ultima clipă și cu emoții. Am promovat la ultima partidă, când noi jucam acasă și acum țin minte cu Deva, parcă cetate Deva e spunea la echipă, i-am bătut cu 3-0 sau 4-1, așa ceva. Și Gazu juca la Petroșan Gaz, care avea un punct în fața noastră, Petroșan. Și Alin Simota cu Petroșanul au cumpărat vreo 5.000 de baloane alb-negre, că aveau culoare alb-negre, pregătiți, nu știu, vreo 500 de șampanii ca să promoveze. Și așa au făcut, că au întârziat începerea partidei și au terminat cu 10 minute după noi partida. Noi deja câștigasem și era 0-0 acolo la Petroșani. La Gaz era antrenorul Neluțu Sabău atunci. Și tot ne rugam toți să nu dea gol Petroșanu, că și egalul era bun pentru noi acolo, că noi deja obținusem 3 puncte. Și țin minte că am coborât pe teren, erau vreo, nu știu, 3.000 de 4.000 de spectatori, vreo 4.000 așa aproximativ. S-au făcut o liniște și pe stația de amplificare a vechiului stadion s-au pus la radio, cum era atunci, se transmitea meciul, ultimele 10 minute. Și toți stăteam într-un cerc așa în genunchi și momentul în care s-a terminat meciul 0-0 și noi am promovat a fost ceva de nedescris. S-au uitat toți cei 4.000 de spectatori în teren, a fost așa o bucurie care n-am cum să o uit. După aceea, un alt moment foarte frumos a fost când de pe locul 11 în campionat, că am terminat pe locul 11 după primul an de Liga 1, era important că toată lumea spunea cine retrogradează, păi CFR-ul și care am promovat. Ei, n-a fost așa. Dar sunt fiind niște echipe care nu îndeplineau niște criterii și altele care au refuzat, ne-am pomenit că reprezentăm noi în Intertoto fotbalul românesc, deși nu ne așteptam deloc la acest lucru. Și ne-am pomenit cu niște meciuri foarte bune, cu două echipe din Lituania, pe care am învins și acasă și în deplasare, cu Saint-Étienne, pe care i-am eliminat, deja o echipă foarte bună din Liga 1 franceză, și Athletic Bilbao, care în moment extraordinar că i-am eliminat atunci, după două rezultate de 1-1 și la penaltiuri, am câștigat la Bilbao, Dornel Munteanu, antrenor jucător, și după aceea am pierdut finala cu Lens, cu largul concurs al unui arbitru rus, că nu putem să nu vorbim de arbitri de bine, asta a fost. Ei, și a fost iar un moment foarte, foarte frumos. Și vis-a-vis de Intertoto, dacă pot să mă întind puțin cu povestea, când am jucat cu Bilbao, primul meci la Cluj. Era stadionul vechi, era urât.
zona de VIP era așa pe niște țevi, o cupertină cu azbociment, vă dați seama cam cum putea să arate. Și erau niște garduri așa, niște țevi vopsite cu galben, găurite pe alocuri. Stadionul vechi, după aia am făcut stadion, l-am refăcut. Și la antrenament oficial eram acolo, observatorul vine la mine și îmi spune că, zâmbind, că el știa care e adevărul, zice, uite, președintele de la Bilbao și antrenorul reclamă faptul că nu le-a spus la dispoziție terenul pe care se va disputa mâine partida. Păi da, i-am spus, dar știți că ăsta e. Și nu le vrea să cadă, au crezut că e un teren de antrenament. Și zice, cum, pe ăsta vom juca mâine, meci oficial, Inter Toto, e de la Bilbao, era seama, mesul, e drept vechi, dar oricum nu se compara cu stadionul nostru. Și țin minte, eu așa un moment drăguț, de jenă, dar care ne-a și făcut să ne gândim să investim în stadion. Deci a contat acel moment că, într-adevăr, mi-a fost foarte rușine. Și o avea dreptate cel de la Bilbao, președinte. Și după aia, uite cum e viața, că de pe stadionul ăla urât și rău, i-am eliminat pe Bilbao atunci. Și după aceea, sigur, momentul iar foarte, cel mai important, poate primul titlu, cu Andone antrenor, când a fost ceva fantastic, câștigat așa la ultima etapă, penalti, cadou, deci noi toate le-am câștigat așa și cu noroc și cu, poate că eram băieți buni și am muncit mult și eram serios, poate de-aia ne-a și ajutat Dumnezeu să avem așa la ultimul meci, la ultima partidă, totdeauna succesele cele mai mari. Și după aceea, sigur, a fost primul meci cu Roma, prima participare în grupele Champions League, când aveam o frică și nu o spuneam, că nu vreau să bag eu frica mea la jucători. Dimpotrivă, tot le spuneam, hai să facem un meci bun, să nu știu ce. Dar în sinea mea mă gândeam să nu pierdem cu multe, la multe. Și am câștigat cu 2-1. Și a fost un lucru extraordinar. Și atunci, iar am mai multe amintiri frumoase. Una a fost că virgulă, Culio, ne-am dus la San Pietro și acolo era statuia lui Sfântul Petru, la care în catedrală stătea lumea la coadă și stăteau puțin, își făceau cruce și își spuneau o dorință. Își spuneau o dorință și acea dorință așa era că se împlinește. Și eu nu m-am pus la coada aceea, eram cu Ștefan Gadola, unul din sponsorii noștri, și Culio s-a pus singurul din echipă la coadă, el fiind argentinian catolic, practicant și foarte serios, familie și religios, Culio. Și îl întreb, Emanuel, nu, că era coada aia, să era de vreo 12-15 minute coada în biserică. Și Culio, te-ai rugat? Da. Și dacă nu-i secret, ce? Păi m-am rugat pentru familie și să bate mâine și eu să dau golul victoriei. Bravo, l-am pupat, dar eu în gândul meu, să bate în Roma, foarte bine ar fi. Și Culio nu era golgheter, nici mai mult din penalti după aceea, dar atunci era jucător foarte bun, este și acum ar putea să joace și un beat extraordinar, dar nu era golgheter, asta e clar. Și ce să vezi, că a doua zi dă două goluri, Culio, și câștigă meciul. Deci sunt niște întâmplări foarte drăguțe, așa, care sunt de povesti, sunt amintiri foarte frumoase și care, sigur că ne-au făcut cunoscuți, ne-au dat o satisfacție foarte mare și am devenit cunoscuți în toată Europa. Ce să vă spun, un meci iar care m-a marcat și nu o să-l uit niciodată a fost de la Allianz Arena cu Bayern München, când am pierdut cu 3-2 și ne-am dat 3 autogoluri, 2 autogoluri Cadu și 1 Panin. Și după meci, Hönes și Rummenigge erau la sala de protocol. Prezidente, așa ceva în viața mea, păi să dai 3 goluri și să pierzi cu 3-2, de când Rummenigge a zis de fapt? Păi ce, eu am 20 și nu știu cât, 5 ani de carieră de fotbalist conducător, dar niciodată așa ceva n-am văzut. Și nu. E, asta e fotbalul, se poate și așa. Și după aceea, sigur că a fost, ca să fac așa o trecere, a fost acea victorie de la Manchester care a fost fantastică, tot așa, dar deja aveam experiență, aveam, nu mai aveam așa, tot aveam emoții să fie bine, să nu, că nu, e, aș fi incorrect să zic eu că am mers la Manchester și am zis, batem și gata, nu e așa, te gândești că e bătaie și să nu te faci de râs în primul rând și apoi, dacă ai noroc și așa mai departe, să câștigi. Și am câștigat cu 1-0, dar mirarea mea a fost când eram la VIP în tribună și
Eu eram așa pe primul scaun de la un culoar și când erau două locuri libere vis-a-vis de mine după culoar și când se înceapă partida, vine Sir Alex Ferguson și cu secretarul general al clubului. A venit, mi-a dat mâna, mi-a urat baftă și nu venea să cred, stătea în asta pe bancă, dar probabil și din motivul că juca cu CFR-ul, nu știu ce să zic, dacă ar fi jucat cu Bayern, făcea la fel. Și a stat acolo și când am dat gol, ții minte că s-a uitat la mine și a aprobat așa și așa, a aplaudat așa de două ori, că bravo, că ce gol frumos ați dat. Cartea dânsului ați citit? Un motiv de așa, deci un fair play extraordinar și anfitrionul nostru acolo a fost Sir Bobby Charlton cu soția și cu tot așa un om de vârsta lui, nu știu, avea 80 ceva de ani atunci, un fost general, nu știu, de jandarm sau cea și ei s-au ocupat de noi, a fost ceva așa, o politețe, o căldură și fair play. Ne-a felicitat după meci, a zis că intrăm în istoria fotbalului din Anglia, din România și european cu acea victorie, deci a fost așa ceva care nu se poate uita. Și așa multe, multe alte lucruri care mi-a cerut un moment și eu ți-am spus, nu știu. Dar aveți și multe, ați trecut și prin multe momente delicate, au început multe acuze, că arbitrii, că... Ce pot să vă spun, cu arbitrii nu ne-am ocupat niciodată. Eu și acum... Bine, sunteți conștient că degeaba spuneți, lumea oricum crede ce... Eu știu că lumea nu crede, dar eu știu ce n-am făcut sau ce am făcut și ce n-am făcut. Și acum de multe ori e meciul și eu nu știu cine ne arbitrează. Deci, de exemplu, nu știu, aseară m-a întrebat cineva cine... Valintați? Și nu știu, nu, dar chiar nu mă uit, nu știu, nu mă interesează, pentru că ce, dacă nu vorbești cu arbitrii, nu, ce contează că știu ce... S-a vorbit, era o practică în fotbal. Așa făceam, poate că era, dar nu la CFR, la CFR sigur nu, asta vă spun cum la pe suflet. Deci nu ne-am ocupat de arbitri și de arbitraje, deși eram acuzat tot timpul de acest lucru, chiar nu ne-am ocupat. Puteți lămuri și în privința momentului plecării dumneavoastră? Au fost multe discuții, zvonuri că poate și domnul Pascani și dumneavoastră ați fost forțați, că ați fi avut, ați fi fost arestați dacă n-ați fi hotărât. Nu, nu, Arpi a hotărât el să plece din mai multe motive și să zicem, a vândut clubul acțiunile majoritare la noul acționar, după o negociere de câteva luni. Au fost discuții de care nu s-a aflat și chiar m-am mirat că nu s-a aflat decât foarte târziu. Și când s-au semnat acte, normal că noi investitori au vrut să-și aducă oamenii lor. Dar, ca să vă spun adevărul, că n-are rost să spunem povești, atunci când s-a negociat, eu n-am participat la nicio negociere, numai Arpi și cu cei care au cumpărat clubul și... Ar fi trebuit să participe? Nu, nu, că noi eram, eu aveam acționar de formă, eram cu 0, nu știu cât, deci nu trebuia, eram așa de minoritar că nu trebuia să particip. Dar mi-a mai spus arbitru câte ceva așa, după aia mi-a spus și cine, dar nu chiar de la început. Și tot fără să știu eu, Arpi a negociat ca eu să rămân încă un an și după aia chiar 2 ani, dar înscris era un an. Și atunci eu am aflat după aceea de la noi investitori că a fost clauza asta discutată și am văzut și contractul și mi-a expirat, mi s-a făcut un contract de manager pe un an, conform înțelegerii, și eu știam că după un an trebuie să plec. Ei, dar după un an mi-a mai prelungit, tot așa pe încă un an. Și când a expirat al doilea an, înainte cu vreo săptămână și ceva, am avut o discuție la mine acasă și ne-am înțeles că nu mai continuu. Deci, au fost multe presiuni însă atunci, ca dânsul să vorbesc? Nu prea vreau să vorbesc despre asta, dar vis-a-vis de mine vreau să pot să vă spun că am decis de comun acord să nu mai rămân. Ei mi-au propus să fiu președinte onorific la echipă, dar și cu un salariu și am refuzat, bineînțeles. Și ne-am dat mâna, prietenește, dar eu și acum vorbesc la telefon cu patronul echipei și cu persoane de acolo. E normal, pentru că e clubul care, să zicem, l-am făcut, l-am crescut, l-am înființat oarecum în performanță, că exista înainte, dar fără să fie cunoscut și fără performanță.
Și am plecat fără niciun regret, e o etapă din viață. Nici o dezamăgire, așa, nu vi s-a rupt acolo? Nu, pentru că a fost așa, deci eu mă așteptam înainte cu un an să se termine. Și s-a mai prelungit un an și după aceea, așa, nu. V-ați văzut toată viața acolo, la un moment dat? Nu știu, poate că la un moment dat e bine și să mai schimbi, sau la un moment dat poate ești prea de mult și deranjezi, nu știu ce să zic, poate... Nu eram 100% compatibil cu anumite persoane care au venit în club. Sunt mai multe cauze care m-au făcut să iau hotărârea fără regret de a refuza să mai rămân și asta e, nu-mi pare rău. A fost o etapă din viață și a trecut. Dar și domnul Varga, multă vreme n-a știut nimeni nici cine e, nici cum e, nici unde e. Era așa ce... Asta e farmecul vieții, când reușești să ții secret niște lucruri, că nu le dă nimeni din casă, cum mie nu-mi place să dau din casă, niciodată n-a fost genul și nu mi-a plăcut și am detestat oamenii care fac acest lucru. Adică, cât de bine îl cunoșteați dumneavoastră, că v-ați mers cu o treabă? Eu îl cunoșteam pe el din alte împrejurări, mai vedeam la o cafea, ne mai întâlneam așa, dar ne salutam, nu eram prieteni, dar ne știam bine. Ei țin managementul, proprietarul țin echipa cu bani și asigură bugetul și condițiile financiare, dar pe partea sportivă 100% e Dan Petrescu pe fotbal. Ar trebui să facă un efort orice. Merit foarte mare și s-a făcut efortul și l-au ținut pe Dan Petrescu și dacă e câștigător. Și eu sunt convins că CFR-ul ia al treilea consecutiv și al șaselea din istorie. Eu sunt foarte sigur de treaba asta. Îmi pare rău pentru ceilalți care sunt în competiție, dar eu așa văd. Simt și așa, mă bazez pe pragmatismul echipei, pe forța echipei, pe lotul valoros, mulți jucători, 30 de jucători în lot, care oricând pot să fie oricare titular și așa mai departe. Și Dan Petrescu, bineînțeles, care e cel mai important. Dar era mai spectaculos CFR-ul din vremea dumneavoastră? Păi, acum fotbalul evoluează, noi am obținut performanța într-un fel, Dan Petrescu a venit cu filozofia lui, care este pragmatică și câștigătoare, e de campion. Merge la punct ochit, pun un lovit și nu ratează. Asta e cel mai important. Bravo lui, felicitări, n-ai ce să spui. Atunci ar trebui să adopte și ceilalți o astfel de... Pentru că, da, vedeți, la FCSB încearcă în toate felurile, la Craiova la fel. Toate. Să poți, asta e. Sigur că ar fi foarte frumos să joci și direct, și tiki-taka, și pe forță, și pe viteză, dar trebuie să ai jucători, trebuie să ai antrenorul și e greu în România să le ai pe toate. Și atunci Adam Petrescu a ales în modul cel mai realist ce se potrivește în fotbalul românesc. Adică să te bazezi pe o echipă de forță, de talie, cu un fotbal direct și să nu iei gol și să dai gol. Asta e simplă filozofia, dar e foarte greu de realizat, foarte greu. Asta încercăm și noi la Hermannstadt să facem cu Vasile, că și Vasile Miruț e adeptul acelui stil, să jucăm cât mai direct, pentru că nu suntem o echipă care să ne apucăm să pasăm. Că dacă dar încerca să joace frumos și ați fost... Versar. Da, păi dacă să joci frumos trebuie să ai mai multe condiții. Dacă nu zipsezi două, nu mai poți să faci treaba asta. Ați putea colabora vreodată cu un patron ca și domnul Becali? Dacă ne uităm și la istorie cu relații de multe ori tensionate. Nu, cred că... Eu respect pe Gigi Becali, a făcut multe în fotbal, a investit mulți bani, a ținut fotbalul românesc, ăsta e adevărul, deci a investit mulți bani cumpărând jucători, inclusiv de la CFR, bani care trebuia să prindeau bine în momentul respectiv și mie mi se pare haios așa, simpatic și nu vreau să spun mai mult. A fost mereu acid și... Da, pe mine mă distrează așa, tot mai mult mă distrează, îl iau ca atare și n-am niciun resentiment față de dânsul. Eu îl respect și e bine că mai există și oameni ca el care au investit așa mulți bani în fotbalul românesc. Deci, investind la Steaua, a investit și la 5-6 echipe din campionat tot timpul. Și nu e și asta o problemă? Că apar și acele acuzații, că acele echipe... De... A cumpărat jucători și a da, dat bani buni. Această relație de prietenie pe care ți-o dezvolți cu asta? Păi, deocamdată când de 5 ani nu ia Steaua campionatul, nu știu cum se poate interpreta, că e rău, probabil că e rău, că o lua campionat în fiecare an dacă era bine, nu? Clar că nu e așa. Avem vreo șansă, credeți, ca și echipă națională să trecem de hopurile acestea și dacă vi se pare
că nu este în regulă, că am ajuns în situația de a disputa un baraj? Da, asta e o problemă, că a scăzut foarte mult nivelul fotbalului românesc și a scăzut în primul rând datorită subfinanțării, asta este clar, deci nu avem bugete care să ne facă pe noi competitive deci față de alte echipe din alte campionate și chiar campionate care sunt aproape de noi și în fața cărora eram până acum câțiva ani. Dar ne-au luat fața în primul rând prin investiții și ar trebui să se implice mai mult statul ajutând deci concret sportul prin a investi bani în cluburile respective și în sport. E foarte important pentru orice țară acest lucru. Și sigur că o mare problemă este lipsa de organizare și profesionalism și de investiții de bugete la centre de copii și juniori. Acum se încearcă să se facă de către federație cu acele academii, să ne acrediteze, să conteze la licență, să nu... Dar sigur asta sunt... Inclusiv și fetele acum. Și fetele, sigur, foarte bine, le primim cu drag la fotbal, dar problema e că aceste măsuri nu rezolvă. Trebuie să vină cea și cu bani, cu o infuzie de capital, ca să crești nivelul. Și trebuie o muncă pe cel puțin între 5 și 10 ani ca să se vadă făcut acolo de la vârsta de 8, 9, 10 ani în copii, ca să se vadă după 7, 8 ani. Deci nu e simplu, s-ar putea face, dar cu răbdare și cu bani. În momentul actual se poate califica echipa națională a României cu Mirel Rădoi? Greu și cu noroc, dar se poate. Eu zic că se poate califica, am încredere în Rădoi, mie îmi place mult Rădoi. Este un antrenor bun, a dovedit și cu spirit. Deci spiritul de jucător îl transmite și la echipe unde a fost. Deci am mare încredere în el și sper să aibă inspirație, să aleagă cei mai în formă jucători, să fie sănătos și să aleagă câți mai puțini jucători sau titulari, să fie câți mai puțini jucători din cei care nu joacă titular la cluburile lor. Că asta e foarte important. Deci dacă alegi niște foști jucători care să plimbă pe la antrenamente că la nu știu ce echipă pe afară și nu joacă, nu avem șanse. Așa mai bine ei face o echipă națională din jucătorii din campionat și care au spirit de competiție și au forța respectivă pentru a juca meciuri oficiale. Și da, cred că sunt convins că Rădoi e atât de deștept încât va evita să joace mulți jucători care nu prea joacă echipelor de club. Așa cred. Dumneavoastră ați avut vreun jucător pe care cumva l-ați luat sub aripa noastră, l-ați crescut, l-ați dus până undeva în punctul de a vă emoționa, poate a ajuns să evolueze pentru echipa națională a României, în caz că nu a fost trăit? Păi, acum care au evoluat la echipa națională, mai puțin am avut. Un jucător crescut de club Iepăun, de exemplu, care l-a dus Răzvan de la el din Drăgășani, când avea, nu știu, 12 ani sau 13 ani, mai țin minte, sau mai, cam așa era, mai mic, și care a fost și la națională convocat și așa, și... Noi l-ați văzut plângând după... Am dat mulți jucători de la CFR la echipe naționale. Acum și de la Hermannstadt avem doi jucători convocați la naționalele lor, pe Thiago Almeida, pe fundașul dreapta și pe Kevin Rimane, la naționalele lor. Dar români nu avem. Asta e problema. Da, povești foarte interesante ale lui Iuliu Mureșan. Carmen... un material. Te și distrezi, are da, și un stil da, da, de a da, povesti. Da, da. E mucalit, are umor. Nu, este un tip foarte calculat, foarte rezervat și diplomat. Dar în același timp are și umor. Pe mine de multe ori mă distrează. Dacă ești atent, are niște nuanțe foarte interesante. O ironie pe care fină, exact, putem spune. Exact. Da? Spre deosebire de alți oameni din fotbal, chiar are și o ironie. Și gândește cu ce personaje s-a intersectat și lucrat. Jean Pădureanu, Dumnezeu să... Într-adevăr. Erau și domni în fotbal românesc. Bun, îți mulțumim încă o dată, Carmen, pentru materialul pe care ni l-ai prezentat. Noi ne revedem săptămâna viitoare, marți, de la ora 10 la ProSport Live. Până atunci rămâneți pe www.prosport.ro pentru că ProSport site-ul lucrează în continuare, chiar dacă este Paște, pentru dumneavoastră să vă dea cele mai interesante știri din sport. Să aveți sărbători fericite!